George Burcea a fost personajul principal în propria lui dramă, mai ales în perioada scandalului mediatic pe care l-a avut cu mama copiilor săi, Andreea Bălan. Înainte ca cei doi să decidă să-și separe drumurile în viață, George Burcea a fost prins de oamenii legii, conducând pe drumurile publice, în timp ce se afla sub influența substanțelor psihoactive. Acum, la mai mult de un an de când actorului s-a deschis doar dosar penal pentru conducerea sub influența drogurilor, procurorii însă au decis să-l trimită pe acesta în judecată, riscând o pedeapsă cu închisoare de la 1 la 5 ani. George Burcea nu are antecedente penale și nici măcar amenzi de circulație recente, iar asta îl poate ajuta la dosar. Actorul speră că ar putea să convingă pe judecători să-i acorde doar o amendă. Totul s-a fi petrecut pe 21 februarie 2020, în jurul orei 10, chiar la câteva străzi distanță de casa în care locuia cu Andreea Bălan. Oamenii legii l-au dus la IML, unde i-au prelevat mai multe probe. Da, am avut momente în care eram destul de pierdut emoțional din cauza problemelor de acasă, dar de acolo și până la dependență, cum a scris presa, este o cale lungă. Poliția știa acest lucru de la Andreea, nu că m-ar fi filat, cum s-a spus de nenumărate ori. Punctul culminant al separării a fost anul trecut, când încercând să fac această carte, mi s-a spus că proiectele mele sunt mici și nesemnificative, iar ale este un de 50 de ori mai mari decât ale mele. Atunci știam că de acolo și până la despărțire nu mai este decât un pas, a declarat George Burcea.